tuturor. Toamna rămâne călduță și astăzi. Valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal această dată în aproape toată țara. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană și pe litoral. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi variabil spre senin. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 24 și 25 de grade. Vreme mai caldă decât în mod normal această dată și în Crișana, după cum vedem. Șansele să plouă vor fi reduse, iar temperatura maximă se va încadra între 24 și 25 de grade. În Banat același lucru, astăzi avem parte de soare, ne vom bucura de următoarele valori termice. Avem în Reșița 23 de grade, iar în Timișoara 24 de grade. Vântul va sufla slab și moderat și în Oltenia, unde șansele să plouă vor fi din fericire reduse. Temperatura maximă se va încadra între 23 și 25 de grade. Nu sunt așteptate precipitații nici măcar în centrul teritoriului, nici măcar la munte. Vremea se va menține foarte frumoasă și astăzi. Temperatura maximă va ajunge până la 18 grade în Miercurea Ciuc, 21 de grade în Brașov și 24 de grade în Deva. În Moldova același lucru, vreme foarte frumoasă, fără precipitații, fără vânt. Temperatura maximă se va încadra între 17 și 21 de grade. Intensificările vântului în Dobrogea, în schimb, în special pe litoral, deși vor fi în norări, nici aici nu va ploua. Temperatura maximă se va încadra între 18 și 20 de grade. În Muntenia dimineți reci și nopți reci, dar pe parcursul zilei valorile termice vor urca până la 21 de grade în Târgoviște și 22 de grade atât în Giurgiu cât și în Alexandria. În capitală de dimineață se registrau 13 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 20-21 de grade. Astăzi cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Și indiferent cum este vremea astăzi, nu uitați că se apropie sezonul rece, iar în sprijinul vostru vin prietenii de la Vailant. Cam atât despre vreme, să aveți o zi excelentă! Mulțumim!